No, bună ziua, oameni buni, eu sunt Satana și o să încetez să mai vorbesc în pula și o să continuăm direct gameplay-ul cu Outlast. Da, deci data trecută am rămas, am impresia pe vatră după ce am fost aruncat de un porc supradimensionat de la etajul 2. Bun, și pornim desigur în căutarea bunicii Georgeta. Bunică, alai. Se pare că bunica Georgeta a avut un comportament destul de agresiv, i-a scos mațele domnului afară. Dar noi trebuie să o găsim și să o aducem acasă, pentru că acesta nu este locul ei. Aha, un prim indiciu. Știu că ea umbla în acest cărucior. Iar urmele duc aici. O, da! Pare un loc atât de minunat. De ce să nu mergem? Cred că ar trebui și să filmăm, desigur. Haida, bagă-ți mâna în clanță și dă-i cu tupeu. Nu poți, mă. Bagă-mă acolo. Bagă-ți, mă, brânca. Bă, dar tu ești prost, mă, Dumitru, mă. Atâta nu știi să faci, mă, să deschizi o ușă. Nu, nu-i bai, n-apoi atunci. Cuși, mă, pe scări în sus. Bun, atunci o să o luăm pe aici. Pentru că este un hol foarte simpatic. Ce măsa era aia? Avem aici picturi cu Ștefan Hrușcă. Orice ar fi fost chestia aia, da, desigur, mă scapă la WC-ul. Witness! Da, cred că și eu am aceea soartă. Mulțumesc, o să mă mulțumesc cu această încăpere alături de amicul meu pe care tocmai l-am cunoscut, dar cred că avem atâtea în comun. Mândorul ne place să ne băgăm capul în WC-ul. Aici ce-o fi? Doamne ajută! Ce-i aia? O mână? O, Doamne Dumnezeule, rămâi acolo. O oglindă spartă, 15 ani de ghinion și un WC-ul portabil. Haide cu mine, haide cu mine! Haide cu mine, nu te mai opune. Bine, bine, dacă nu vrei tu, nu vrei, pur și simplu, mațe de cal. Numai bun de colecționat. Încă de la o vârstă fragedă colecționam mațe de cal, deci... Aici totul pare atât de în regulă, iar acum dacă mă întorc, presupun că o să fie ceva, nimic. Hai mă, intră pe acolo, da, cu siguranță puteai. Era ceva chestie pe aici pe care puteam să o iau și eu să retardat și n-am luat-o. Desigur că da, baterii, alai. Trebuie baterii. Cine a închis ușa? Cine a avut atâta nesimțire să-mi închidă ușa în nas? Spuneți. Security. Apoi de ce nu mă mir în pula mea? The door needs a key. Cheia. Unde a intrat acea? Îi cineva acei? Hello? Cred că au niște pași. Eu doar o caut pe bunica Georgeta. Domnule, puteți vorbi doar o secundă? Nu vă țin mai mult, domnule. Da, oamenii sunt extrem de nepoliticoși. Pentru o secundă de informații nu pot să se oprească din orice ar face ei acolo. Doamne Dumnezeule, vai șamar. Iar acum o să continuăm pe aici, pentru că pare un loc atât de pașnic și frumos. Desigur închis. Dar nu-i bai, atunci o să luăm pe aici, pe unde a intrat acea minunată creatură, mai țineți minte? Cum pis, da mă, zi să fie închis, mă? Cum pis, da mă, zi că... Why do we have to pay for it? Why do we have to die? Walker will kill us just for being sick. We're still people. We didn't choose this. Bine. Bine, mă, bine. Uite, aici. Asta ar fi, atunci, scăparea. O, da. Dar ce a mai fost, mă, retardat ce îs? Dar țâpă-te acolo, mă, ce trebuie să faci, mă, dă-i, mă, cu mânie. Poate se deschide totuși. Nu se deschide, așa-i? Nu se deschide, înseamnă că e ceva cheie ascunsă pe cima. Ceva secret din ala de stat, de care nu știu eu. Aici, unde pare să lucreze și acest domn. Sau nu? Calculatorul atunci, spuneți-mi ce. Eu doar vreau să-mi găsesc bunica, Doamne Dumnezeule mare. De ce să ne complicăm atâta pentru o bunică? Doamne fut-o, bine? Doamne fut-o. Tă Dumnezeu, maica ei. Pe aici oare putem să mergem? Nu, desigur că nu. Pare un loc atât de minunat. Domnule, veniți și deschideți-mi ușa, domnule, în această secundă. Bine, dă-i din cap acolo. Desimțitule. Tăt, închis, da, tăt. Uite, aci de mine. Alai. No, bun, mă simt ca oamenii. Cred că am călcat într-o boaltă de mațe. Ce-i pe acii? Hello?
Alo, baterii, ceva? Confidențial. Zi-mă ceva frumos pentru mine, nimic? Bine. Bine, am înțeles, mă urâți. Yeah. Domnul? Alo, domnul? Domnul, ai o țigară? Fumezi, domnul? Mă, dar tu ești frumos, rău. Ioi, bine, bine, te las așa, bine? Sper că nu o să te ridici dintr-o dată într-o criză nebună de epilepsie și o să alergi după mine, bine? Sper din tot sufletul. Chiar sper. Rămâi acum. Ce sunt acești oameni? Halo, domnul, mă vezi? Mă vezi, mă? Nu mă vezi. Da, tu. Uai, dar tu ești frumos, rău, mă. Ce-i? Ce-i cu voi? Domnule, de ce plângi? Mă, bun, aici o fi. Alai, strecoară-te, cum știi tu doar mai bine. Bun, iar acum vom filma niște acțiune. Ce-i acei, domnul? O, da, tu trebuie să fii deținătorul de security control. Alai, alai. Bun, mă simt mai în siguranță. Pare eu că oamenii ăia n-o să mai fie acolo. Ba da, aici sunt încă. Aici sunt. Mergem în continuare în căutarea bunicii noastre. Salutări, domnule, cum vă mai... Nu, fută, Dumnezeu, să te fută! Luptă, Dumitru, luptă! Luptă, nu fi lași, Dumitru! Dă pe el! Fut iar pe masa să-și fut... Mai Dumitrule, cum mă t-ai pierdut așa, mă? Ca ultima curvă te-ai bătut, mă. De parcă nu eram la controle, știți? Bun. Ce mă asta mi-a arătat acolo? Cum trebuie să mă bat cu el, mă? Dacă mă strecor așa, poate nu mă vede. Da! Bine, 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 dar ce înseamnă asta? Ce înseamnă? Ce înseamnă? Alai, alai, fute-i tu pe măta să fuți amu. Nu, 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 trăiește încă, trăiește, trăiește. Nu, 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 nu. Sper că nu vine, sper că nu vine după mine. Pe unde era acel drum pe aici, așa-i? Fugi, mă, fugi, mă, cu talent. Pe aici, așa-i? Dumnezeu, iară tu, mă, iară tu, iară tu, mă. Mă cac pe tine. Alai, alai. Intră odată, intră și închide ușa și fă-ți lava și stai aici. Bun, aici mă simt în siguranță. Fută, Dumnezeu, de nu. Bun. Delay. Bine, bine, bine că am aflat. Ceva, ceva paci. Bine, mă, fix asta vreau să fac. Mă, ieși, mă, în pula mea din dulap, mă, retardatule. Eu voi controla de aici toată lumea. O, da, mă simt important acum. Haide, caută informații despre bunica Georgeta. Uite-te, mă. Ce? O, nu! O, nu! Manuel! Manuel, vine după mine! Manuel? Nu! 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 Vine cineva după mine, așa-i? Mi-a scris să mă ascund aici în dulap. Vine! Sau nu? Bine, oameni buni, deci cam atât pentru episodul de astăzi. De aici o să continue următorul episod din dulap, da? Până atunci o să doarmă și el puțin să-și revină, că s-o cam speriat o leacă. Dar nu-i bai. Deci cam atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut și data viitoare continuăm din dulap. V-am pupat! Nouă, oameni buni, dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați să-i futeți un like și un share și ar fi foarte fain să vă abonați la canal. Mă face să mă simt special. O, da. Abonați-vă. De asemenea, dacă videoclipurile mele vă fac să borâți, eu o să vă ajut să umpleți un lighean întreg. V-am lăsat aici încă două linkuri.